Bun, și începem panelul, așa cum v-am spus, cu Gabriela Constantinescu. Aplauze de la Pireus. Bine ai venit. Unde ai venit tu, Gabi? Mergem mai departe. Concurent în prima ediție și ocupanta locului 2, chiar. Aplauze pentru Alina Rădulescu de la Timned. Bine ai venit, Alina. Singurul bărbat de data trecută, care a ieșit pe locul 2, nu în competiție cu el, ci cu ceilalți, aplauze pentru Eugen Gane, de la IBM. Câștigătoarea ediției numărul 2, Cătălina Mușat, de la Metropolitan, aplauze. Să respectăm procedura, Cătă. Bine ai venit, Cătălina. Așa e procedura, trebuie să dau cu toți, că după aia zice cineva că... Ultima, dar nu cea din urmă, speakeriță în panelul nostru este Camelia Dramă de la Medicover. Bine ai venit, Cami! Dragilor, aveți trei microfoane acolo. Cum o să procedăm? O să vă lansez câteva întrebări. Fie nominalizez, fie puteți să preluați sau să completați ideile colegilor. Vă rog să vă gândiți și voi la câteva întrebări în plus față de ce se spune. Eu am mai notat de la voi, cei care ați scris, a spus întrebări pe linkul de înscriere. Și o să începem așa abrupt. Care credeți că sunt tendințele în ziua de astăzi în ceea ce privește implementarea și creșterea people engagement-ului în companii? Hai să începem cu Alina. Da? Trebuie să apeși. De obicei 99% din probleme de IT sunt pentru că nu e sub băgat în priză. Știu de la colegii mei. Da. Bună tuturor! În ziua de astăzi, în toate companiile, pot să spun că e pe masă subiectul engagement. Da, e precum carisma. Aș face o similitudine. Știm că ne place, îl vrem. Atunci când îl vedem, îl recunoaștem, dar nu putem spune mâna pe el în mod precis. Acum, sigur, noi ca oameni de HR, în momentul în care avem tema engagement, trebuie să ne o luăm serios, să o disecăm și să încercăm să construim piloni pentru zona de engagement în organizațiile, în companiile cu care lucrăm. Eu, pentru că vreau să avem timp să dezbatem subiectul ăsta, lansez trei piloni pe care îi folosesc în organizațiile cu care lucrez, apropo de engagement. Primul este legat de manageri, de construcția acestor înțelegeri, de a coordona echipe, de a discuta cu oamenii, de a acorda feedback corect în timp la manageri. Al doilea pilon este la nivelul întregii organizații și o să vă mire, dar e ceva foarte de mare bun simț și foarte greu de căpătat, și anume construcția respectului. Respectul este una din bazele pe care construim engagement. Respectul manifestăm în diverse feluri, dar la job de multe ori uităm de el, de la un simplu mulțumesc, la un bună dimineața către oricine din echipă în drumul spre birou și așa mai departe. Și al treilea pilon este pilonul de feedback. De, nu știu, puteți să-i spuneți managementul performanței, puteți să-i spuneți check-in feedback. Acum se face mai nou foarte rapid chestiunea asta, nu mai stăm un an de zile, ci poate chiar săptămânal. Lucrez cu un client, un program în care săptămânal facem un check-in feedback. Și în felul ăsta reușim să ne ajustăm mai bine așteptările ca să ajungem în zona de engagement cu obiective comune. Nu? Că până la urmă una din definițiile engagementului este exact alinierea viziunilor și dorințelor angajatului, managerului companiei. Mulțumesc foarte mult, Alina. Vreau să pasăm mingea în zona medicală, să vedem care sunt provocările acolo în zona de engagement și cum a răspunde Camelia la întrebarea asta? Care sunt tendințele? Care ar fi un singur lucru pe care, dacă l-ai menționa, vis-a-vis de people engagement, că funcționează, care ar fi acela?
Întâi de toate, Andrei, vreau să-ți mulțumesc foarte public, foarte franc și foarte deschis pentru nu știu că... Nu ce e vorba, dar oricum apreciez. Pentru că sunt aici în panel, pentru că noi nu ne știm foarte mult și încrederea pe care mi-ai dat-o este aproape necondiționată și dacă tot vorbim de engagement, lucrul ăsta contează fundamental. În al doilea rând vreau să salut și să apreciez încă o dată pe colegii mei și realmente sunt onorată pentru că sunt singura de aici, n-am vrut să formulez negativ, dar mi-a ieșit, sunt singura de aici care n-am participat la concurs propriu-zis, deci dacă vorbim... Deci dacă vorbim de curaj, atunci oamenii aceștia, colegii mei, sunt cei care și practică ceea ce spun. Eu i-aș angaja dacă aș fi locul tău. Al treilea lucru, dacă mă întorc acum la întrebarea dacă ar fi un singur element pe care l-aș alege pentru ca să definesc engagement-ul, am auzit astăzi din poveștile spuse niște lucruri extrem de relevante. Și am o relație foarte strânsă și foarte responsabilă apropo de relevanță când ne apucăm să vorbim și să spunem lucruri. Sper că experiența mea o să poată să spună niște lucruri. Și dacă ar fi să întorc această întrebare, acum stând în pauză de vorbă cu colegii mei, mi-a venit ideea asta, dacă ar fi acum să întorc această întrebare și să spun care ar fi un singur element, după poveștile pe care le trăiți și le-ați auzit astăzi, ar defini engagement-ul, care ar fi acela? Implicare. Să dai spațiu. Extra mile. Purpose. Sense. Ok. Încredere. Ce am mai auzit astăzi? Apreciere. Polițist. Normalul și firescul de fiecare dintre noi. Polițist, apropo de responsabilitatea sau disponibilitatea de a face bine împreună cu ceilalți și pentru ceilalți. Dacă avem 5 minute. Cam sunt... dacă avem... dacă ne uităm, deci lucrurile relevante s-au spus deja despre engagement. Fac acest exercițiu foarte mult și ăsta este unul din alt motiv pentru care am hotărât să vin aici, pentru că e un subiect foarte drag mie, e un subiect profund uman. Sunt acum într-o organizație sau într-un context care are un sens profund uman și foarte adevărat și asta înseamnă să îi ajuți pe ceilalți să fie mai bine cu ei înșiși, în stări uneori de vulnerabilitate maximă. Prima dată m-am gândit așa. M-am gândit la cultură, că definește fundamental partea de engagement. Și când zic engagement, refer la acea disponibilitate foarte discreționar de a face ceva împreună cu ceilalți. Și este adevărat, pentru că normele de comportament dintr-o organizație, dintr-un context, modul în care ești atent la oameni, modul în care iei decizii, modul în care așezi lucrurile apropo de ce e bine sau ce facem și ce nu facem, ce e potrivit și ce nu e potrivit, înseamnă cultură de organizație și sunt studii, nu mai e nevoie să amintesc, atât de relevante care ne spun că există o corelație directă între normele de comportament, starea de bine a oamenilor, disponibilitatea lor de a merge extra mile sau de a se simți bine în ei înșiși, împreună cu ceilalți și rezultatele economice. Ăsta e un aspect. Al doilea element pe care am vrut să-l, la care m-am gândit, ca să fim foarte corecți și cinstiți, este partea de leadership. Și suntem cei mai mulți oameni de HR aici, nu? Și cu siguranță știm că în mod fundamental tot ce înseamnă persoană care sau grup de persoane care decid în direcție, în viziune, impactează starea de bine a organizației și pe cale de consecință
performanță, engagement și așa mai departe. Deci cultură, leadership. Apoi m-am gândit ce am auzit foarte frumos astăzi în poveștile de astăzi, și anume faptul că exercițiul de încredere, la fel, este fundamental și mai degrabă ar spune nu încrederea per se, ci în cine ai încredere, mai ales dacă ești într-un context acasă, familie, relație, în contextul de muncă, de serviciu, în cine ai încredere, care este disponibilitatea ta să primești și să dai încredere. Dăruind vei dobândi, nu? Și acum o să mă refer la credință. Nu? Eu cred fundamental că încrederea, sau dacă vorbim de disponibilitate, că încrederea nu se câștigă. Realitatea este că în această paradigmă cealaltă, și anume faptul că întâi trebuie să-mi demonstrezi că ești demn de încrederea mea, o trăim de foarte, foarte multe ori. Tot cealaltă realitate, adică cei care trăim în organizații încrederea necondiționată sau aspirația către o încredere necondiționată, am experimentat că lucrurile sunt mult mai simple, mult mai ușor și mult mai repede vin lucrurile alea care ne fac pe noi înșine să ne simțim într-un anumit fel. Mulțumesc, Amelia. Hai să vedem ce spune Eugen. Da, trecută la concurs ne-a vorbit despre Bob, despre colegul lui, roboțel din departament. Să vedem cum e engagementul în zona asta de... Păi, deocamdată, apropo de engagement, cred că încă vorbim de oameni, nu? Da. Ca să clarificăm lucrurile. Cred că, mă rog, în ceea ce privește organizația din care vin și poate că ar fi relevant, de-a lungul timpului am trecut printr-o mulțime de încercări de a măsura acest engagement. Și spun, cred că ar fi relevant pentru că probabil fiecare dintre voi au trecut pe acolo prin organizație sau trec în momentul de față încercând să captureze care este engagementul și cum se măsoară el și dacă e relevant și cum îl îmbunătățim, cum îl schimbăm, eventual ce facem ca să fie mai bine. Toți am trecut prin asta. Ce pot să vă spun este că în ultimii 7 ani de zile noi am trecut printr-un proces de simplificare. Pentru că de obicei acele survey-uri ale angajaților aveau, nu mai știu, puteau pleca de la 20 de întrebări și ajungeau la 200. Deci era doar o chestiune de cât de multe vrei să pui. Realitatea este că până nu am găsit o legătură între impactul pe care engagementul are în business, modul în care îl putem măsura și ce se întâmplă dacă el crește sau scade, n-am putut fi confidenți că avem un răspuns. Astăzi, când vorbim despre asta, în IBM engagementul se măsoară cu 3 întrebări. Foarte simple. Țin de, exact de feeling, da? Că tot s-a vorbit astăzi foarte mult despre acest lucru. Primul dintre ele este cât de mândri sunt oamenii că lucrează, cum se simt, cât de mândri sunt. Al doilea lucru, ce simt ei despre locul de muncă, colegi, cultură, dar simplă. Cum evaluează ei locul de muncă la care sunt? Și al treilea lucru, dacă ar recomanda unui prieten organizația la care lucrează. Asta e tot. Net Promoting Score, adică? Da, NPS. Cel de-al treilea te referi. Da. NPS. Deci astea sunt cele 3 întrebări. Le mai recapitulăm? Poftim? Le mai recapitulăm? Cele 3. Da. Cât de mândru, cât, cum evaluează locul de muncă și cea de-a treia, dacă ar recomanda și unui prieten organizație. Mulțumesc. Asta este tot. Mulțumesc. Spuneau și Alina și Camelia despre leadership, mai mult sau mai puțin, echipa de leadership, de management și de leadership. Și nu pot să mă abțin prin natura meseriei și prin ceea ce fac în general. Când merg la cursuri, foarte mulți oameni spun despre managerii lor în pauză, spună, păi, dar de ce ai început cu noi să faci cursuri de prezentări? Trebuia să încep cu șefii noștri. Și de ce nu le spuneți voi? Nu ne permitem.
Și normal, misiunea mea cumva trebuie să fii obiectiv și să, da, să ieși elegant din situația asta. Și o să arunc mingea Cătăline, pentru că s-a discutat destul de mult despre chestia asta în ultimul an la Metropolitan. Cum e public speaking un instrument de engagement pentru tine, pentru Metropolitan, pentru colegi? Mi-ai aruncat o minge la care cred că pot să spun foarte multe. Aș vrea să preiau un pic mai dinainte de asta și să spun doar un cuvânt. Pentru noi, în Metropolitan Life și pentru mine, engagement înseamnă inima știe. Pentru că tot vorbești tu despre asta la toate programele tale. Înseamnă să ne conectăm unii cu ceilalți. Luciana, colega mea, spunea mai înainte care este purpose-ul nostru ca și organizație. Lucrăm foarte mult în zona asta de a alinia purpose-ul cu celor din organizație, cu purpose-ul companiei. Acum mă întorc la întrebarea ta, Andrei, pentru că m-ai învățat în toate programele de până acum să fiu la obiect, scurtă și la obiect, și să pun și o poveste. Păi o să încep cu povestea. M-am întâlnit cu Andrei acum un an, cred că dintr-o întâmplare, nu întâmplătoare, la un program de la Cariere, în care eram invitată să vorbesc despre programele de inovație. Tot acolo l-am întâlnit pe Eugen și am întâlnit mulți alții pe care i-am văzut acum în sală. Ziceam pentru o întâmplare, nu a fost, se pare, o întâmplare, pentru că am ajuns să facem foarte multe lucruri împreună cu Andrei. Împreună cu Andrei, anul acesta am implementat un program, am continuat practic programele noastre pe zona de engagement. Un program wow! Cred că asta ar putea să spună și colegii mei din sală. O parte dintre colegii care au susținut-o pe Luciana sunt, și chiar și Luciana, sunt implicați în programul acesta, fac parte din el. Am încercat să aplicăm ce am învățat din anii trecuți. Și da, în anii trecuți auzeam pe lângă alte feedback-uri, de ce, domnule, nu intră managerii noștri mai întâi în programele astea și apoi să ne cereți nouă să facem, să aplicăm lucrurile respective. Degeaba le facem noi dacă nu arată ei primii asta. Vorbim aici despre role model, da? Și ne întoarcem la engagement, cu ce au vorbit și colegele mele, despre leadership și nu numai. Avem 20 de participanți în programul ăsta, o să descriu un pic. Avem 100% participare după 5 ani de când tot mă străduiesc de am înnebunit să am și eu participare aproape de 100% la programele mele de learning și development. Anul acesta am ajuns fără să mă străduiesc să am 100% participare. Poate te străduiești tu, Andrei, nu știu, dar eu nu m-am mai străduit. Deci a avut un impact extraordinar, nu numai pentru cei 20 care sunt în program, dar și pentru ceilalți din companie, pentru că au împărtășit povești, s-au conectat unii cu ceilalți, se susțin, avem sesiuni din astea TED, oarecum cu regularitate, cred că o dată pe lună se întâmplă măcar una, de obicei sunt două, și este fenomenal să vezi cât efort depun oamenii dacă simt că au purpose. Da, cel mai interesant, au sens. Și o să-i predau ștafeta Gabrielei, doar de o mențiune, cei 8 plus încă 2 manageri foarte senior din companie, cei 8 din board plus încă 2-10 manageri au fost primii care au intrat în curs și au devenit antrenorii celor 20. Fiecare antrenor are 2 oameni și proiectul durează pe mai multe luni, se termină săptămâna viitoare în team building cu un concurs. Iar cei 20 și-au ales din companie încă un om fiecare să dea mai departe cum să țină o prezentare și să susțină prezentare pe pasiune. Deci a fost un dă mai departe, da? Care a creat o anumită cultură. N-a fost prevorbit în public, nu despre asta ideea, ci despre ce obțin oamenii. Gabi, cum măsori în bancă people engagement-ul? Și ce faceți voi pentru asta? Înainte de a răspunde la această întrebare, permite-mi, te rog, să felicit în primul rând
pe cei 12 curajoși. Eu m-am inspirat din fiecare poveste a lor și o să iau cu mine din fiecare speech pe care ei l-au ținut, o să iau cu mine câte ceva. Vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Alexandru. El ne-a și pus în fața acțiunii, da? Să trimitem un mesaj unei persoane dragi, lucru pe care l-am și făcut de altfel, pentru că mi-am dat seama că eu nu i-am mai trimis un mesaj soțului meu de foarte mulți ani de zile. Și am transmis un mesaj pe care nu pot să vi-l spun, indiferent de cât de sinceră sunt eu de obicei. Iar reacția a fost, Hani, ai greșit apelantul. Eu sunt soțul tău. Îți mulțumesc, Alexandru, o să văd acasă dacă am procedat bine sau nu cu asta. Revenind la întrebarea ta, Andrei, cum măsurăm noi engagementul în cadrul companiei în care lucrez, este foarte adevărat că nu am mai făcut acest lucru de ceva vreme, respectiv de 3 ani de zile într-un mod formal. Respectiv am avut un studiu de engagement cu un consultant extern într-o perioadă în care compania la care eu lucrez trecea prin niște schimbări destul de mari. Și rezultatele pe care noi le-am aflat acolo nu erau deloc îmbucurătoare. Nici pentru noi ca oameni de HR, nici pentru liderii noștri, pentru cei din conducerea companiei. Și am hotărât la acel moment că este cazul să începem să lucrăm mai susținut în această direcție de engagement. Și în strategia noastră de HR am luat în calcul 3 piloni principali. În primul rând, comunicarea internă, lipsa cu desăvârșire. Toată lumea comunica, dar la momentul adevărului toată lumea spunea că nu are absolut nicio informație, sunt rupți de realitate, ei nu știu ce se întâmplă în acea companie. Și în acel moment noi ne-am dat seama că acest proces de comunicare internă nu era copilul nimănui. Nu era nici la marketing, nu era nici la HR, nu era nicio structură distinctă în cadrul băncii care să se ocupe de acest lucru. Și când am realizat cum facem lucrurile, de fapt că nu făceam mare lucru, trimiteam doar niște mail-uri, comunicarea venea de sus în jos, unidirecțional, de regulă de la una sau două persoane din bancă care avea dreptul să comunice către toți salariații, atunci ne-am dat seama că este un moment în care putem să facem o schimbare foarte mare și cu un impact foarte mare la nivelul organizației. Prin urmare, am mers pe acest pilon, am mizat pe el și astăzi, când mă uit în urmă, în urma celor 3 ani de zile, de unde am pornit și unde suntem acum, am constatat cât de multe lucruri poți să faci fără prea mulți bani. Trebuie doar să ai focus, să ai persoane dedicate care să se ocupe de acest lucru, pasionate și care să urmeze și nu neapărat să urmeze, dar care să-i facă și pe ceilalți să urmeze acest proces. Noi în acest moment avem o platformă internă de comunicare colaborativă și de engagement, unde practic toți colegii noștri pot participa, pot share-ui diferite informații care li se par a fi de interes. Avem un newsletter intern, probabil mulți au, dar ce am făcut într-un fel diferit a fost că am gândit acest newsletter ca o ședință editorială, ca o redacție de ziar. Practic așa am început, respectiv am provocat colegii noștri să vină și să participe în acest news hub, cum l-am intitulat noi. Și de atunci avem un număr de 15-18 colegi care în mod regulat se întâlnesc în fiecare lună și se gândesc sau vin și propun diferite articole pe diferite teme de interes pentru colegii noștri, acele teme de interes aflându-le din niște survey-uri interne pe care le-am lansat prin platforma pe care noi avem. Deci comunicarea internă a fost unul dintre pilonii câștigători pentru noi, care au condus la generare de engagement. Un alt pilon a fost, ne-am dat seama că oamenii, atunci în acel survey, oamenii spuneau că nu se simt respectați și recunoscuți.
Și atunci ne-am focusat în strategia noastră de resurse umane pe o anumită categorie, să spunem, de salariați, acești high potential, cu potențial ridicat de dezvoltare. Și am început să privim inclusiv programele de dezvoltare, de training diferențiat. Până atunci toată lumea putea să participe la absolut toate programele pe care noi le aveam. Însă din acel moment am înțeles că unii oameni pe care dorim să-i păstrăm în organizație și pe care putem să-i creștem, ar trebui să le acordăm o atenție specială. Așa s-au născut aceste programe de mentorat, de exemplu, care la noi sunt foarte apreciate. Dincolo de programul de mentorat în sine, acolo, după aceea te provoacă foarte mult ca om de HR, pentru că ai demarat un proiect, se termină după 12 luni, atât durează la noi acest program de mentorat, și după aceea, what's next? Adică, ce facem în continuare? Ce facem cu acei oameni pe care i-am dezvoltat timp de 12 luni de zile? Așa s-a născut această idee pe care Andrei a prezentat-o puțin mai devreme cu concursul de inovare și cu implicarea colegilor noștri în educație. Și așa se nasc, de fapt, toate proiectele noastre, practic, decurg din acea inițiativă primară pe care noi am avut-o. Și nu în ultimul rând, dacă vorbim de al treilea pilon pe care noi am pus accent, a fost, ne-am dat seama că oamenii noștri aveau nevoie de o direcție, de a se implica și de a se implica în anumite cauze sociale. Și noi am gândit, în urmă cu 3-4 ani de zile, am gândit niște proiecte de voluntariat intern, în care am implicat colegii de-ai noștri la prima acțiune de voluntariat, cred că au fost 6 persoane, 6 voluntari, la Veronica, colega mea, care este coordonatorul acestui program și sunt foarte mândră de ea. La început, orice început este greu, da? Însă dacă nu te lași și dacă continui și dacă vii tot timpul cu idei creative, ajungi de la 6, ajungi la o cifră magică, 950. Noi la momentul acela eram 1200 de oameni în companie. Când anul trecut, în decembrie, la târgul nostru de Crăciun, care a devenit deja tradiție, 950 de colegi s-au implicat să susțină o cauză socială, o cauză a unor copii din medii defavorizate. Și atunci, acești trei piloni, noi am făcut odată, i-am continuat în fiecare an, în fiecare trimestru, avem diferite acțiuni și credem că prin aceste acțiuni, indiferent de ce vremuri tulbure am parcurs, pentru că nu a fost ușor în sistemul bancar în ultimii ani și în special pentru băncile grecești, eu chiar cred că prin aceste acțiuni am reușit și am contribuit la menținerea acestui engagement în rândul... Mulțumim, Gabi. O să dau cuvântul Camelii, dar înainte să vă rog să vă gândiți la o întrebare, două, dacă aveți și cine are, ca să vă dăm microfonul. Și totodată să vă gândiți pentru ultimele 10 minute la următoarea întrebare primită pe net. Care credeți că vor fi funcțiile din HR peste 5 ani? Apropo de unde ne vedem peste 5 ani, da? Ce va apărea și ce va dispărea? Da? Ok, și pe voi vă rog să... Cine are să ridice o mână ca să vină... Da? Ok, colega mea o să vină imediat. Cami, voi să mai adaugi și ceva, te rog. Da, sau am văzut că aveți întrebări, întâi cum facem? Păi, dacă simți să faci completarea acum, bine, dacă nu... Da, mai o să fac completarea pentru că... Gabriela a pomenit de o experiență și am pornit de undeva și ne-a fost greu și acum suntem într-un alt loc unde e numai bine. Realitatea ați menționat-o și voi în direct sau indirect în prezentările pe care le-ați avut astăzi. Realitatea arată foarte diferit din ce înseamnă engagement-ul și cât de motivați și cât de bine ne simțim. Și anume, studiul Gallup sau alte milioane de studii ne arată fundamental că omenirea are o problemă fundamentală. Nivelul de engagement
de angajament în momentul de față nu ajunge nici măcar la jumătatea populației care muncește. Iar dacă vorbim de Statele Unite, vorbim undeva de sub 10%. Și asta este realitatea pe care o trăim. Sigur, nu generalizez, cu siguranță am trăit și știu organizații și știm organizații în care lucrurile stau cu totul diferit în altă parte. Deci realitatea este că lucrurile nu stau așa cum ne-am dorit și cum am văzut în ideal și în lucrurile foarte frumoase. Și de ce se întâmplă treaba asta? E o altă poveste, cred, pentru că dacă am ști soluția, eu cred că foarte mulți dintre noi ne-am duce către soluția asta. Suntem în secolul 21 și cei mai mulți dintre manageri, dintre noi, știm, de fapt, cum se fac lucrurile. Cum poți să motivezi sau să nu motivezi oamenii, dacă putem vorbi de motivație, cum poți să ai organizație agilă, cum poți să ai organizație care își dorește să crească sau în care oamenii își doresc să crească, în care dorința de autodezvoltare e manifestă și este în acțiune. Și nu se întâmplă așa. Tot rău spre bine. Și nu se întâmplă așa. Și atunci, pentru cei puțini care au experimentat lucrurile astea, există o cale pe care merită să o încercăm. Și am pomenit-o aici de foarte multe ori. Și asta înseamnă the purpose, am amintit. Dacă ne ducem și căutăm în contextul în care suntem, în noi înșine, și în contextul în care suntem, nevoia de sens. Ea este una fundamentală, este demonstrată, o trăim. Eu am o credință foarte mare și mulți dintre colegii mei o împărtășesc, și anume faptul, eu cred că ne naștem cu engagement foarte mare, cu foarte multă disponibilitate, că avem în genă o foarte multă disponibilitate, un foarte mare grad de empatie, chit că o numim intuiție sau că este educată spre empatie, dar ni se întâmplă ceva pe parcurs. Și când zic pe parcurs, zic de când suntem mici sau de când intrăm în diferite organizații, în diferite medii, într-un anumit context, și lucrurile alea se schimbă într-un fel sau altul. Mulțumesc, Camii. Cred că ne naștem cu engagement și părinții, școala și managerii se ocupă să facă ordine în gânduri. Tu ești unul dintre ei. Da. Te rog. Da, Andreea Picu este numele meu, senior manager Oracle. S-au vehiculat aici o grămadă de tool-uri. Din punctul meu de vedere, un pic perimate. Dacă stăm să ne uităm astăzi la industria care începe să se digitalizeze din ce în ce mai mult, ne bazăm pe niște studii făcute în urmă cu 3 ani. Dacă luăm rata atriției în jur de 20% pe an, probabil că persoanele care beneficiază astăzi de lucrurile pe care le-ați implementat nu mai sunt aceleași care v-au dat feedback în urmă cu 3 ani. Întrebarea mea este, ce lucruri diferite puneți în acest people engagement, complet diferite, care să poată să facă față erei în care trăim, aceasta a digitalizării? Și de câte ori ați încercat ceva care a fost complete failure și v-ați ridicat și ați refăcut? Poate un exemplu să ne dați. Mulțumesc. Cine mai are întrebare ca să ne pregătim? Ceva din sală? Curajul de a lua cuvântul? Haideți. Ok, bine. Cine vrea să răspundă la întrebare? Cătă? Ai luat microfonul? O să încerc să răspund eu. Pentru că am fost și în barca celor care au aplicat, așa cum zicea colega noastră Gabriela, studii și era lucrând într-o multinațională, era un termen, la 2 ani făceam un survey, da? Și aplicam, implementam ce ieșea în urma survey-ului în următorii 2 ani și măsuram. Ce cred că este foarte important este, în primul rând, să fii conectat, să te uiți tot timpul la ce există în organizație, ce nevoie există. Sunt convinsă că asta face și echipa de la Pireus, doar că s-a referit la un studiu pe care îl aveau ceva în urmă, pentru că altfel nu ar avea rezultate astăzi. Pentru că oamenii se schimbă,
noi ne schimbăm tot timpul. Eu mă uit la mine, zicea ceva colega mea, Luciana, în speech-ul ei, despre mine acum ceva ani. Nu mi-a picat bine, da, sau de asta, când spunea că oamenii spuneau de mine că era mai dură. Păi era un management autoritar care ne ieșise, ne și ieșiseră atunci în survey-uri. Iar eu, da, iar eu mă adaptam și făceam față cu brio. De atunci m-am schimbat tot timpul și am căzut, am dat kicks cu multe proiecte, dar am luat-o de la capăt de fiecare dată. Sunt mândră să stau aici și pot să răspund în fața oricui, pentru că știu că e o echipă în spate care va spune yes, facem ce trebuie. Facem ce trebuie nu pentru că face managerul de HR sau pentru că face nu știu ce survey. Pentru că avem oameni care se implică și vin către noi tot timpul. Ce facem noi acum? Sunt foarte multe acțiuni pe care le facem și cred că succesul, practic, în area asta a engagementului este să nu ne uităm doar la câteva tool-uri. Am făcut gamification and learning, am făcut valori gamificate, am făcut foarte multe lucruri și colegii mei din regiune spun tot timpul, măi, aia din România e nebună. Tot timpul vine cu ceva nou și nu se oprește. La un moment dat, probabil pe asta vor zice, să se ducă naibii de aici, că nu mai ținem pasul, da? Nu știu, deocamdată sunt ok cu ce rezultate avem noi aici în Metropolitan. Ce voiam să spun și cred că, de fapt, este că mă tot gândeam ce este cheia succesului. Sunt mulți factori, dar cred că faptul că noi, în urmă cu ceva ani în urmă, am decis ceva ce cred că multe companii fac din piață, să avem echipe formate din voluntari, din companie, care fac ei, discută cu colegii, ei vin și dau feedback pe ce ar trebui să implementăm diferit. Ei ne spun dacă o acțiune este sau nu ok și aici mă refer la echipa de engagement din operation, da? La echipa de wellness, la echipa de diversitate și incluziune, la echipa de CSR, la echipa de inovație, la echipa de sănătate organizațională și cultură, sper că le-am zis pe toate. Acolo sunt cel puțin 12-14 voluntari din companie diferiți care au tot felul de idei, iau feedback, vin tot timpul, este astăzi, este acum. Ce facem. Deci nu ne bazăm doar pe un survey, facem și survey-uri, dar ne bazăm pe lucrurile astea. Practic, aceste echipe fac parte din echipa externalizată de HR. Aș putea spune așa, am o echipă mică de HR, dar da, nu m-am gândit că de fapt e o echipă mare în spate. Așa este. Cami, Gabi, vă rog, da. Dacă îmi permiteți un pic ca să completez acest răspuns, mulțumesc, Cătălina. Într-adevăr, când te gândești în termen de ani, 3 ani, ce se întâmpla acum 3 ani nu mai are absolut nicio legătură cu realitatea ceea ce se întâmplă astăzi. Însă dacă te gândești în termen de acțiune și de a face ceva și de a lăsa ceva în urma ta și dacă tu când măsori acele rezultate constați că sunt colegi care vin după tine și care, cum am dat cifrele mai devreme, 6 voluntari, 950 de voluntari. Eu pentru asta nu mai am nevoie să mai repet anul acesta, să spunem, un alt studiu de engagement, pentru că oamenii aceia sunt deja acolo, cooptați în aceste proiecte și nu e vorba numai de voluntariatul intern care s-a întâmplat la noi, dar este vorba de, poți măsura acest engagement prin rata absenteismului, ai pomenit de rata atriției. Poți măsura însă și prin modul în care acești colegi se implică în acțiunile și în proiectele pe care organizația le implementează, care poate nu au legătură cu activitatea lor profesională. Și atunci ai de ales între a face lucruri concret și a le duce mai departe sau a te întoarce tot timpul la a măsura acest nivel de engagement și de fapt de a ridica într-un fel mingea la fileu, pentru că oamenii odată întrebați, ei se așteaptă la acțiuni concrete și se așteaptă ca organizația să răspundă în mod concret la nevoile pe care ei le au. Mulțumesc. Și mai completez foarte scurt, apropo de ce
ce ne-au impus millennial să facem, vă spuneam mai înainte, de check-in feedback, pentru că nu mai ajungea nici la an, nici la 6 luni, acum ajunge la săptămână. Nu are să impact, vedem, au trecut 2 luni. Da, să, plec, să vedem mai... cu o singură întrebare, apropo de trei, una, cum te simți în companie, cum te-ai simțit în companie săptămâna aceasta? Vinerea e check-in feedback. Și raportul îl vede, evident, managerul și omul, consultantul de HR. Cum te-ai simțit săptămâna asta? Vineri, da, se întâmplă? Da, fiecare vineri? Da, da, da. De ce? Pentru că, bine spuneai, s-au schimbat foarte mult vremurile, s-au schimbat angajații și au alte așteptări. E altă, alt ritm, altă viteză, așa încât și pentru noi, oamenii de HR, un astfel de feedback atât de rapid pe ce inițiative facem sau ce ni se întâmplă în business este extraordinar de bun ca să ne ajute să ne calibrăm din mers rapid. Sloganul acestui check-in feedback pentru voi este: răspunde vinerea asta, cealaltă poate nu mai ești. Bun. Da, eu... Te rog, Cami, și apoi am vorbit ce vă rog... foarte mult și cred nu, că... Nu, nu, nu. Ce vă rog Eugen? După intervenția ta, pentru că suntem pe finalul panelului, un minut după aceea de concluzii, care să răspundă și la întrebarea încotro merge HR-ul ca rol, ca funcții vis-a-vis de engagement și nu numai, da? Eu întâi de toate vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru întrebare și vreau, mi s-au părut că sunt cel puțin 3 aspecte și vreau să fiu sigură că le-am înțeles. Primul este, de la mine s-a văzut că este un verdict și anume faptul că modul în care măsurăm noi acum engagement-ul este unul perimat. Doi, și când ai spus noi, eu m-am simțit din postura unui HR. Da? Am dreptate? Doi, al doilea lucru, ce facem cu digitalizarea? Și aici am un răspuns empiric. Și anume faptul că e ca și în căutarea fericirii. Deci cred că am devenit paranoici apropo de ce facem cu digitalizarea. Și cred că una dintre soluții este cea pe care o implementează Eugen, și anume să fii alert la ce poți să folosești să-ți ajute simplu și repede și eficient. Cu alte cuvinte, am auzit asta undeva, dacă din sistemele pe care le folosești, output-ul, informația care este, e mai complexă sau mai complicată decât cea pe care o introduci, forget about it. Deci 3 lucruri care măsoară cât de bine sunt eu în organizația aia și care duc fundamental până la urmă la elementele de cultură și profund umane, asta ar putea fi o soluție. Și mai era vreun aspect? O, da. Da. Cele mai multe organizații, pentru că suntem aici unde nivelul de engagement, și repet, eu îmi permit o generalizare și iertată să-mi fie opinia, pentru colegii din organizațiile unde nivelul de engagement trăit și real este foarte mare. Eu mă refer sistemic la ce se întâmplă acum și în industria noastră, de altfel, fără să generalizez, cea medicală, mă refer de servicii medicale. Deci faptul că suntem atâți în soluțiile astea, pot să spună 2 lucruri. Unu, că n-am încercat ce trebuie. Și doi, că am încercat, dar nu consistent. Cu siguranță cunoaștem lucrurile astea, dacă este să mutăm lucrurile, să mutăm cultura dintre muncești enorm, muncești, revii, muncești, cazi și la un moment dat roata se învârte și se duce în direcția în care vrei. Și oamenii sunt acolo, sau sunt șanse mai mari ca oamenii să fie acolo unde trebuie. Deci, unu, n-am încercat destul. Doi, ce am încercat, n-am încercat cu suficientă consistență. Iar trei, repet, trebuie să, și omenirea este pe calea asta. Asta e vestea bună. Organizațiile care sunt foarte sus din punct de vedere al engagementului sunt acolo pentru că s-au întors la elementele profund umane, firești, de când lumea asta există. Să fiu atent la tine, să fiu disponibil. Și asta e educată. Să iau o decizie că vreau să fiu disponibilă.
că sunt responsabilă pentru treaba asta și Doamne ajută, dincolo de intenție, să am și priceperea, că asta e cu foarte mare pricepere, să fac acțiunile în direcția aia. Deci simplu și cu foarte mare pricepere. Nu suntem acolo. Și sunt foarte puțini cei care sunt acolo. Dar ne ducem în direcția aia. Iar apropo de digitalizare, eu cred că oamenii ăștia foarte, foarte tineri sunt acolo unde sunt, apropo de digitalizare, dar a devenit o, mai degrabă decât o realitate, o paranoia și o frică foarte mare. Cu asta anticipez, dacă îmi permit, și răspunsul la următoarea întrebare și chiar habar n-am unde o să fie HR-ul. Cele mai multe opinii, prima dată când am auzit-o, m-a speriat îngrozitor, este că HR-ul nu o să mai existe, dar vestea bună pentru noi, din toate punctele de vedere, dacă vorbim de tehnologie, dacă vorbim de engagement, este că soluția se îndreaptă spre lucrurile profund umane. Deci nu știu dacă ne trebuie specialiști pentru lucrurile profund umane, dar noi cred că suntem acolo, cei care ne-am ales asta, da, vocațional. Eugen, după ziua de astăzi vreau să spun că se cam termină ușor, ușor jobul tău. Asta e, să pleci cu o chestie de inspirație de astăzi. Andrei, dacă da, îmi dai voie... Da, te rog. Așa? Mă gândeam să o luăm ca să închidem cu concluzii și să urmeze Gabi. Da, da. Eu aș face referire la un... Tu îi faci o propunere de job lui Eugen. Aș face referire la un studiu realizat de Corferi, recent, care spune ca o concluzie că 4 din 10 angajați nu sunt motivați la locul de muncă. Și nu că nu sunt motivați, nu-și găsesc nici măcar locul în acele companii. Și atunci mă gândesc ce se întâmplă cu acești 4 din 10. Cel mai la îndemână probabil le este să-și caute de lucru în altă parte, sperând că următoarea companie va da mai multă atenție motivației special pentru ei. Vor face programe speciale pentru că ei sunt foarte special că vin în acea companie. Și am auzit de la 2 sau 3 speakeri astăzi un aspect, și anume că în momentul în care ei se gândesc la engagement, încep cu ei înșiși. Și aș lăsa așa ca temă de reflecție ce ar fi dacă această motivație nu am mai găsi-o sau nu am mai căuta-o la angajatorul nostru și nu am mai aștepta ca angajatorul nostru să vină să ne ofere ceva în sensul acesta. Și ce ar fi dacă am schimbat un pic această paradigmă? Am dat ochelarii jos pe care îi avem în momentul acesta când așteptăm ceva de la altcineva și ne-am pune alți ochelari la ochi. Și ne-am dat seama cu foarte mare claritate că ceea ce așteptăm de la alții de fapt se află în noi. Și când vom realiza acest lucru, că ceea ce așteptăm este deja acolo, vom ști să scoatem acest lucru din interiorul nostru, indiferent cum și în ce mod, și vom găsi motivație la locul de muncă, indiferent unde vom fi. Faptul că putem să retrăim o pasiune, cum a făcut Sorin prin exercițiul minunat de step, nu, de astăzi. Faptul că sunt colegi, și mi-aduc aminte acum de colegi de-ai mei care au fost implicați în diferite ateliere ca facilitator, pentru că le-am creat acest cadru să vină și să ne arate care sunt pasiunile lor. Și faptul că au reușit să combine în timpul programului de lucru și să combine zona aceasta de personal și professional, cred că asta duce foarte mult la o creștere a motivației. Ce se va întâmpla în următorii ani cu oamenii de HR? Cred că ce se va întâmpla cu indiferent în ce domeniu lucrăm. Dacă nu suntem suficienți de deschiși să acumulăm și să învățăm în permanență și să facem mutări inclusiv pe lateral, să nu ne gândim să facem mutări numai pe vertical, respectiv să acumulăm informații din alte domenii de activitate, să putem să facem față acestei presiuni care există la momentul acesta la nivel de societate, toate schimbările atât de rapide,
atunci, fie că suntem oameni de HR, fie că indiferent în ce industrie lucrăm, eu cred că finalul este unul singur. Ne excludem singuri dacă continuăm să nu acționăm, în primul rând să acționăm fiecare dintre noi și să nu așteptăm să vină altcineva din afară să facă acest lucru. Mulțumim, Gabi. Alina, concluzia ta. Iau provocarea de a gândi 5, am să pun 5-7, că parcă 5 nu sunt așa sigură, dar 5-7 e mai sigur, de HR, echipa de HR peste 5-7 ani. Ambasadorul de brand va face sourcing și recrutare în orizontul ăsta de timp. Business consultant-ul va face zona de OD și compenben. Professional coach va face engagement și L&D, iar Sofia, Bob, cum o să le mai spunem, vor face restul Eugen, activităților. Eugen, da. Mulțumesc. Mulțumim, Alina. Cătă. Aș spune și eu că nu sunt atât de vizionară ca să știu peste 7 ani cum o să arate lucrurile. Este evident pentru noi toți că o parte din rolurile, activitățile rolului și în HR vor fi preluate de partea de digitizare. Este ceva ce pe mine personal nu mă sperie, ci mi se pare că este sensul în care evoluăm. Preiau ce au spus colegele mele, o parte dintre ele, că evident în tot acest proces HR-ul a demonstrat până acum tot timpul că oamenii din HR că sunt oameni foarte creativi, oameni care citesc mult, oameni care își doresc să facă mai mult, cu siguranță asta nu este un risc din punctul meu de vedere, adică vor fi lucruri pe care le vom putea face mai târziu, dar eu văd că HR-ul va exista sub poate un pic alte forme, poate mult mai mult în zona asta de, cum ai spus și tu, link cu partea de branding, pe zona de digitizare vor fi sigur lucruri care, partea de gamification, learning, deci procese din HR, din punctul meu de vedere, vor continua să existe, evident, sub o altă formă. Super. Eugen, te rog frumos. Cred că știi părerea mea, nu? Știu, dar... Știu ceva mai devreme, nu știu dacă zice Eugen, dar s-a părut foarte tare. Nu o să... Pentru cei care vor să știe care e părerea mea despre ce se întâmplă în HR, uitați-vă la primul filmuleț, adică... Primul speech, adică... Primul speech, exact. Zile, că n-a fost... Acum, întrebarea era ce funcții vor mai fi și nu vor mai fi în HR în viitor. Cât de departe să ne uităm? Că probabil dacă ne uităm foarte departe, nu o să mai fie niciuna. Și nu e o glumă. Și nu este o glumă de ce? Pentru că, apropo de digitalizare, da, poate că pare o paranoia, dar e o realitate. Iar tinerii care vin în urma noastră și care cresc acum, trăiesc în această lume, se hrănesc cu această lume și, într-un fel, deși pare că exagerez, au devenit cyborgi. Deci deja legătura lor cu telefonul, cu celelalte device-uri, este dincolo de doar un instrument. Ce provocări aduce asta în HR? Păi, foarte repede și probabil foarte predictiv pentru fiecare dintre noi, cam funcțiunile operaționale vor fi primele care vor dispărea. Interesant și funcțiuni care în momentul de față au valoare, cel puțin așa pare, de exemplu recrutarea, va avea un șoc din punct de vedere al activității care se va desfășura acolo. Deci rolurile în primul rând se vor schimba și atunci sigur vor apărea tot felul de nume interesante. Dar și ca să dau câteva trenduri, să mă și explic de ce spun asta, inclusiv la noi în organizație, în momentul de față avem discuții foarte serioase cu colegii, ok, astăzi sunt foarte priceput în a folosi un sistem informatic în zona de resurse umane, înțeleg foarte bine legislația, dar pe măsură ce lucrurile se stabilizează, lucrurile acestea le poate face foarte bine, de exemplu, un chatbot să răspundă întrebărilor angajaților. Și atunci întrebarea către colegul meu este, bun, și tu ce vei face? Și răspunsul este, te-ai gândit să fii unul dintre aceia care construiește aceste chatboturi și care, pe de-o parte, deține competența și conținutul de resurse umane
și pe de altă parte cunoștințele digitale pentru a face acest lucru. E doar un exemplu, dacă vreți mai pot să vă mai dau și alte exemple. Deci într-acolo se duce Departamentul de Resurse Umane. Și mai e o direcție și mă opresc aici, aceea în care oamenii vor ajunge să lucreze din ce în ce mai mult cu mașini. Deja se întâmplă lucrul acesta. Și atunci s-ar putea ca între Departamentul de IT și Departamentul de Resurse Umane granița să fie foarte, și chiar și cel de inginerie, foarte îngustă, adică să nu existe. De asta m-am mărtat cu un IT-ist. De asta Cătălina s-a mărtat cu un IT-ist, asta a zis. Da. Deci, da. Da, ultima. Așa, ca să ajungi la jumătate, sperăm. Da, numele meu este Natalia și am o întrebare un pic mai generală pentru tot departamentul de HR și mă bucur foarte mult. Da, mă bucur foarte mult că am ocazia, că am avut ocazia să vin la acest eveniment și am auzit foarte multe lucruri constructive. Și am o întrebare, de exemplu, înțeleg că toți sunt HR manageri și directori în companii multinaționale. Știu ce înseamnă sistemul ăsta, de curând am ieșit și eu din el. Și acum am o provocare foarte mare să construiesc departamentul de HR de la zero. Și sunt, da, mersi mult. Și acum chiar vreau să întreb din experiența voastră, pentru că eu nu am experiență de HR, am făcut cu totul altceva în corporații. Dacă ați avut ocazia să faceți lucrul ăsta sau deja sistemul era creat? Bănuiesc că în multinaționale există deja un sistem HR creat și oarecum se intră în acest sistem și se face partea de administrație, de dezvoltare. Care ar fi pașii din punctul vostru de vedere sau trei pași de luat în considerare pentru a crea sistemul de HR de la zero? Da, un startup cu 150 de angajați. Okay. Sistemul de HR? Da. Așa complicat? Ok, departamentul de HR. Eu sau gen, cum... trei pași simpli, da. Ca să închidem... trei pași simpli. Primul, un nevralgic, doi... N-am în minte cei trei pași simpli acum, dar pot să spun că mi-amintesc cu deosebită bucurie când eu am avut al doilea rol în HR, după Michelin, unde eram un psiholog în departamentul de HR, după aceea am mers la Inform Licos, unde nu exista departamentul de resurse umane și eram așa o tânără, cum simt că sunt și astăzi în sufletul meu, da? Cu toată energia și am construit de la zero departamentul ăsta. În primul rând, n-aș spune ce am făcut atunci, ci ce aș face astăzi. Da? Vă rog. Ce aș face astăzi, în primul rând, aș înțelege foarte bine business-ul. Și aș construi o legătură foarte solidă cu liderii din businessul respectiv. Mi se pare primul pas, da? Pentru că ceea ce se întâmplă în organizație prin resurse umane, ca să poată să aibă impact, trebuie să fie strategic, să aibă un loc acolo strategic. Primul pas, da? Al doilea. Primul pas. Al doilea este să înțeleg oamenii, cei 100 și oameni de acolo, da? Fiecare la locul lor. Și eu mi-amintesc că stăteam în fabrică și asta mai făceam. Prima am realizat-o mai târziu. Da? Iar în al treilea rând este să citești foarte mult, să te conectezi cu foarte mulți oameni. Sunt foarte mulți oameni care te pot ajuta, care îți pot da consultanță, care pot, adică nu încerca să faci tu singură totul. Natalia, cum ești de aici? Fastinga e Cărturești. Mersi foarte mult. Multe cărți acolo. Îți recomand din suflet. Bun, mulțumim foarte mult. Aplauze pentru panelul nostru.